Salutare, salutare! Salut! Cum au fost repetițiile? Păi am produs ceva și astăzi am acumulat ceva cunoștințe noi, am mai schimbat câte ceva. Cum se întâmplă la fiecare concert, schimbăm înainte de concert. Uite, sunt curios să vă întreb, anul ăsta împliniți 17 ani bere gratis și îmi amintesc foarte bine că la momentul respectiv, când a debutat bere gratis, erau foarte multe evenimente în aer liber, foarte multe festivaluri ale berii. Curiozitatea mea este următoarea, în momentul în care intrați pe scenă și spuneați noi suntem bere gratis, care erau reacțiile, dacă ați avut reacții inedite? Pentru că numele vostru, așa cum a spus și voi, la momentul respectiv inducea un pic în eroare așa. Păi, în primele momente, până să avem primele două, trei single-uri, două, trei hituri. Așa, era un nume șocant, populist și în același timp care stârnea curiozitate. Și ne-am bucurat și de oameni care veniseră pentru alcool și pe unii dintre ei am convins cu muzica. Pe alții a mai fost nevoie sau pe alții nu i-am convins deloc. Cert este că până acum, din experiență în experiență, de la băi ce tare, bă, cum se numește formație, foarte tare, suntem un nume care rămâne pentru, și pentru tineri și pentru vârsta mijlocie și pentru vârstnici. Mama și cu tata spun că eu sunt vagabond, dar e visul meu să ajung James Bond. Prietenii îmi spun că sunt un tip deosebit, dar eu nu îi cred și mă consider un cic. Caracterizați voi evoluția trupei în toată această perioadă. Cum ați defini eu în câteva cuvinte? Cred că am avut o evoluție ascendentă. Când am apărut pe piață, efectiv, de la primul single a fost o piesă ce mișto, a fost că mergea pe toate radiourile, a fost un super hit și apoi al doilea single, Ultra Fete. Lucrurile s-au mai domolit cumva, au fost niște ani în care am avut mai puține piese pe radio, dar pe ansamblu eu zic că a fost o evoluție ascendentă și am făcut lucruri bune muzical. Apropo de evoluție, ce credeți? Este bine că o trupă să-și păstreze stilul cu care a debutat, cu care s-a consacrat, sau sunteți de acord cu ideea că este bine să se adapteze trendului, să evolueze? Eu cred că Bere Gratis este o trupă foarte versatilă și în condițiile astea niciodată nu ne-am cramponat în a fi într-un fel sau în a exprima ceva. Exprimăm ceea ce simțim, ceea ce credem, ceea ce putem să exprimăm, că e și o chestie de putere și de autenticitate până la urmă ormei. Cred că cel mai important este că ne-am păstrat o linie a trupei, pentru că atâta timp cât lumea îți face complimentul, care mi se pare cel mai important, da, sunt ăia. În momentul ăla spui da, înseamnă că tu ți-ai pus o amprentă, ești într-un stil, dar în același timp îmbraci stilul în diferite forme. Și aceste forme sunt și normal odată cu moda, pentru că suntem foarte tineri în continuare. Nu o să rămânem așa foarte tineri, dar important este că avem unii chiar trecuți de o anumită vârstă. Da. Chiar bine, de ce? Da, și cred că este important, adică n-am ajuns încă la un apogeu, că suntem clasicii, nu, suntem niște oameni care încă putem să fim, și nu numai să fim, trăim tinerește, ne comportăm tinerește, prin urmare nu văd de ce n-am avea ascultători de 15 ani. Pentru că există o unitate, o linie principală de la care nu ne-am abătut niciodată, în același timp îmbrăcată diferit. Adică deci noi cântăm pop rock de la bun început și amprenta asta a autenticității cred că vine din versuri și din linie melodică, deci stilul vine și de aici. Și acest lucru s-a păstrat. Altfel, am avut piese orchestrate electronic și pe primele albume. Sunt piese care sună mai rock la noi, sunt piese care sună mai pop. Deci avem așa o marjă în care putem merge spre stânga, spre dreapta, întotdeauna a fost. Sunt curios să vă întreb dacă ar fi să vă dați un sfat acum pentru voi cei de acum 16 ani, 17, 18 ani de la începuturile voastre, care ar fi acela? Ce sfat v-ați da? Cumpătare. Cumpătare. Cred că ăsta este termenul
în a nu, atunci când fugi după ceva, cel ceva fuge și el și mai repede, știi? Și atunci când stai și aștepți, vine singur la tine. E exact ca în discuția cu banii, știi? Când alergi prea mult după bani, alergă și ei de tine, știi? Când alergi, când stai și aștepți să-ți vină banii, tu muncind, bineînțeles. Vin ei, pentru că este tentația. Tentația trebuie să te înconjoare, așa este datul de sus, arbitrarul a alege bine și rău. Și tu ești lăsat pe pământ ca să poți să te miști, să alegi tu. Nu vine cineva și spune, asta e bine, ok, mergem în stânga, asta e rău, ok, deci nu mai mergem, mergem tot în stânga unde e bine. Nu, te întâlnești tot timpul cu bine și rău. Da, aș spune, vis-a-vis de ce a zis Mihai, maleabilitate. E pe undeva tot pe acolo, pentru fiecare membru al trupei de-a lungul timpului. Să-ți dai un sfat așa când te-ai apucat de muzică prima dată, care ar fi acela, ce sfat ți-ai dat? Sincer, sunt foarte mulțumit de trecutul meu, în primul rând, pentru că m-a adus aici unde sunt. Bineînțeles, perseverența e cea mai importantă în tot ce facem. Dar cred că dacă facem totul cu sufletul, din inimă, lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Eu nu mi-aș da sfaturi mie, eu aș da sfaturi altora. Și asta e adâncă. Da. Sfatul cred că ar fi fă la fel. Deci nu ai schimbat nimic. Deci n-aș schimba nimic, fă la fel. La început, când a început toată joaca asta, așa a fost, am luat-o ca pe o joacă. După aia mi-am dat seama că pot face și mult mai multe lucruri bune, așa, serioase. Despre concert, cum o să fie și la ce să se aștepte fanii pe 8 martie? La un concert intim. Titlul concertului spune tot, Noapte caldă. Vom cânta multe balade, vom cânta, bineînțeles, repertoriu bere gratis și hiturile. În același timp vor fi pe scenă, cum să spun eu, momente pe care ai vrea să le trăiești în realitate. Știi? Adică imaginile pe care le veți vedea, ți-ai dori să ai o noapte caldă așa cum vor arăta ele la concertul nostru. Și v-ați gândit să fie 8 martie pentru a fi un cadou, da? Adică sună clasic, dar într-un fel așa este, un cadou pentru fanele voastre. În primul rând, cred. Da. Cred că întotdeauna ideea de clasic rămâne și cred în același timp că nu, cu siguranță nu vom schimba noi lumea, ci cred că o putem face mai bună. Fanii voștri de pe fan club mi-au lăsat câteva întrebări pentru voi, așa că am să vi le adresez în ordine așa. Bun, cea mai interesantă întrebare mi s-a părut de la Laura Richea, care mi-a spus să vă întreb așa, să faceți un top al femeilor din viața voastră, un top 3, a spus ea. Care sunt cele mai importante femei pentru voi? Pentru orice bărbat în mod normal realizat, topul este așa. Și care are fată? Fata, soția și mama. Corect. Același clasament. Tot Laura ne întreabă ce vă inspiră atunci când creați. Tot vorbeam noi mai devreme. Da, băi, cam altceva, în primul rând, viața noastră. De aici pleacă totul, lucrurile pe care le trăim, lucruri pe care, nu știu, despre care vorbim aici la repetiție, orice te poate inspira sau pur și simplu îți vine vreo idee, ai așa ceva, o ficțiune și o pui în practică. Și Elena mi-a spus să vă întreb, dacă nu ați fi fost pe scenă, ce job v-ați fi ales voi? Poate nu cântam, dar eu personal cred că tot pe scenă aș fi fost, mi-ar fi plăcut foarte mult o carieră în actorie. Și voi? Eu am lucrat în vreo două case de discuri, cred că tot în industria muzicală aș fi fost. Nu m-am mai gândit la asta de foarte mult timp. Mint, da. Nu, probabil că aș fi făcut ceva care se bazeze pe adrenalină. E o pasiune de-a mea, adrenalina. Adrenaliționist, probabil. Eu, activitatea mea de bază, studiile mele, sunt pe învățământ. În învățământ. Învățător. Era multe generații din strămoșii mei, erau dascăl, preot, dascăl, preot, dascăl, preot. Eu am nimerit varianta cu dascăl. S-a întrerupt. Doar cu muzica. Am fost 10 ani, am lucrat în învățământ, deci...